Revenirea deputatului Ioan Viorel Teodorescu în PNL a fost evenimentul politic principal al săptămânii trecute. Liberalii au anunțat acest lucru într-o conferință de presă. Eu le urez bun venit, în primul rând domnului deputat, dat fiind faptul că a fost ales pe listele Partidului Național Liberal. Mă bucur că a revenit și totodată plecarea dumnealui pe care a și explicat-o, o știm foarte bine că nu a plecat într-un alt context, pur și simplu într-un partid, dacă nu te mai înțelegi cu unii colegi, ai opțiune, nu e ca într-o familie, pur și simplu pleci, ai o altă opțiune politică. Știm foarte bine că nu a avut un beneficiu, nu a obținut nimic, dumnealui era deputat în funcție. Cât despre colegii de la municipiu, care mă interesează acest aspect pe mine, ca președintele organizației municipale. A spus și acum fac referire și la interesul național. Și am înțeles foarte bine. Știți că oamenii în partide vin și pleacă. Unii rămân. Acum un partid sau niște oameni dintr-un partid, fie de la conducere, de la București, fie de la Giurgiu, dacă greșesc, asta, într-adevăr, ca imagine, afectează partidul. Dar nu trebuie să fie lezați și ceilalți oameni. Știți foarte bine că am fost președintele organizației pe repoșite de Giurgiu. Domnul Denis a fost președintele organizației municipale. După această, hai să-i spunem, fuziune prin absorție făcută cu PMP-ul, recunosc că eu nu m-am regăsit în această construcție. Și alături de mine, hai să spunem, 80-90% din membrii UNPR, și din municipiu, dar și din județ. Astfel am decis să venim alături de Partidul Național Liberal, de domnul Gigi Ștefan, deci aici, și să încercăm să construim, cum de altfel e unul, să zicem, mai cu experiență și cu mai mulți ani, am făcut-o și până acum. Ioan Viorel Teodorescu a revenit în PNL de la UNPR, unde a fost președinte al organizației județene. Alături de el au trecut la liberale aproape 80% din membrii UNPR de la Giurgiu.